Salutare tuturor lumea și bine am găsit la un episod din Dirt 3, fraților. Hai să jucăm Dirt Tour. Astăzi mi-am dat seama de ce nu mergea să setez de după WASA și de să merg cu mașina, așa că hai să-l setăm acum live. Deci la controle aici, deci stil așa, așa, așa și așa. Și acum asta e un asigne, deci o să dăm așa. Ah, fuck. Stați, așa. Așa, și acum mai jos o să fie unele, o să scrie una signal. Vedeți, gear up așa, gear down așa, look back o să-l dăm pe ăsta. Și practic acum sunt toate făcute și acum putem merge după WASA și de cu mașina, easy. Ok, jucăm Dirt Tour. Hai să vedem. O să joc pe primul pentru că doar ăla l-am deblocat și jucăm pe Blast ăsta. Cutter. Și dăm ok. Deci, am văzut că vă place foarte mult seria, mi-ați și dat sugestii, ce să mai fac pe aici, v-am citit toate sugestiile, nu vă îngrijorați. Dacă mai aveți ceva sugestii, să-mi dați prin comentarii, nu ezitați, dați și voi comentarii. Dacă ați jucat jocul ăsta deja și știți cum este și știți ce trebuie să fac, dați și voi sugestii în comentarii. Ok, wow, ceva nou avem aici. Mașina asta cred că e a noastră, da, cred că e 100% a noastră mașina asta. Race. Și hai să vedem ce facem în episodul acesta. Suntem pregătiți de cursa cea mare. Ia uitați, acum e de pe WASA și dă. Și bă, de pe ce schimb? Așa. Bam. Mamă, ce e aici? Fac, schimbăm. Acum schimb de pe săgeata din sus viteza. Holy shit, holy fuck. Ok, dăm o săgeată mai jos. Așa, hai să luăm curba. Da, și am văzut cum vă place jocul, mai zic încă o dată, și sper să mai vreți să ne continuare, că și mie îmi place și dacă nu vă place, oricum o să-l mai joc. Dar am văzut că vă place și mi-a dat sugestii să fac, fă aia, fă aia, joacă și cu abonații multiplayer pe live. Și asta o să și fac, o să joc cu abonații live, pentru că știți că e și multiplayer jocul și na, o să continuăm seria asta până ne plictisim de joc. Hai să vedem. Mamă, ce suntem pe primul loc, yay! Ok, wow, aici a prins viteza. E curba? Da, e curba, hai să schimbăm viteza a treia. Cu viteza a treia o să iau curbele astea mai nasoale, mai normale, nu mai nenasoale, că sunt ciudat. Și alea mai nasoale le iau cu viteza a doua. Așa, hai să vedem. Ba, mă, dar trebuie o mașină, uitați, așa este în third person, dar mai fain în first person să vezi așa ca în real, știți? De exemplu, dacă joci cu VR, cu ochelarii VR, e foarte șmecherie asta, e curba mai de mai nasoală, nu cu viteza a doua, chiar dacă se turează, nu contează. Bam, și acum am schimbat. Vedeți că sunt pe primul loc, zic unii că e tehnică de caca, dar cam câștig cursele cu tehnica asta de caca, cum ziceți voi. Hai, bă, băgăm viteza 5-a, 107 mile pe oră, nice, bam, o, dar rupe, frate, asta înseamnă vreo 200 de km pe oră. Ok, hai să luăm curba. Viteza 4-a, vedeți că când deja se duce prea în jos, de cum se duce acolo, schimbăm viteza 3-a să se tureze un pic, ca să nu pierd viteză, că pierd viteză așa. Pierd viteza 5-a. Hai, că aproape este de linia de finish. Hai, apucăm viteza 6-a? O apucăm, cum să nu. Opa, încetinim acum. Să că ne trec băieții. Practic trebuie să nu fie pe roșu, dar nici să o ia prea jos, știți? Fac. Gata, e, am câștigat, o să tă. Bine, bă! 2 minute? Dura ceva cursa. Continu, poți de fugi în footage on YouTube. Ok, asta a fost ciudată. Bam, 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 bam. Driver reputation a crescut ceva, cred că. Oh, nice, a crescut. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Ok, one set. Am deblocat-o de astea. Și aia altă n-am deblocat-o. Nu știu, mă pălătă. Ok, stai să mai împic, revin imediat. Your driver rep will explode. Ok, am revenit. Deci, astea sunt noi, asta am făcut-o. Winter Tracker National. Drift Showcase, asta o să facem sau asta? Asta, hai să facem pe asta Winter. Oh, asta e track. Asta e cu asta, doamne, cu tractoare, cu camioane de astea, cu mini camioanițe de astea. Nu știu ce se zicea. Mașini, noi le zicem mașini. Nice. Stay in control of your nerves and you'll cross the finish line first. Nice.
Scurios cum arată, na, cum arată volanul și alea, gen, și dacă se mai cutremură așa în halul ăla mașina. Cutremurările alea cred că erau de la nisip, gen că mergeam pe nisip și de aia. De aia Come erau. on, mate. Challenge yourself with a higher dip. Ia uite mă! Stai că ne pregătim de cursă. Arată fain mașina. Gen, nu-mi prea plac mie astea de modelul ăsta Jeep, adică nu model Jeep, așa înalte, dar e faină. Arată frumos. Schimbă viteza. A, tot tremură și la asta. O fi ceva de la joc, habar n-am. Oh my god. Pierdem viteza, băieții. Hai să vedem. Bam, schimbă viteza. Bam, schimbă viteza. Bam. Mi-arată și pe bord, asta e fain. Oh my god. Trebuie să se dureze motorul, nu trebuie să... Bam! Vine curbă, viteza a treia. Da. Și mai facem episoade cu jocuri de genul, dacă vreți. Acum vreau să fac un FS Carbon, dacă vreți, sau nu știu, orice joc vreți voi, fac. Mai fain rău. Uai, ce curbă, uai, uai, uai. Mama, aia a fost nasoală, rău. Hai să... A, aici vine curba, o să scoatem din viteza și din viteza asta. Mamă, ce turez motorul când este în aer. Vedeți și voi, cred că. Hai să iei în poziția... Acum vine a treia fază, adică a treia, gata, la 3 din 3. Aș juca și cu volan jocul ăsta, dar nu merită, pentru că eu gen, na, nu joc în fiecare zi jocul ăsta. Filmez, de exemplu, 2 episoade într-o zi, după aia nu mai filmez vreo 2 zile, știi? Nu joc în fiecare zi și m-ar încurca foarte nasol pe masă, știți? Hai să vedem, pe birou, nu pe masă, what the fuck, că nu joc pe masă. Hai să băgăm tare să se tureze. Ia, de ce mi-e de cum strigă nebunii. Ce poți mă mașina? Mi-a pățit ceva mașina de nu mai mergea? A, nu mai mergea, bă, că pot... Că era în viteza întâia, ca prostul. Bine, bă, am câștigat cursa iară, uhu! Și iată iară, 2 minute, nice! Player 1! Uhu! Deci avem cam... De 2 ore jucate în jocul ăsta, am jucat și off-camera multiplayer cu un prieten. Hai să vedem. Player, Driver Reputation. Bine, am primit ceva, wow. Driver Reputation 4, adică level 4 avem. Hai să vedem ce mai pe aici, apoi în stone lock, se deblochează, nu. O, s-a deblocat aia, nice. Ești practic, hai să dăm aici. Landstruck Cup. Astea sunt nouă toate, nu? Da. Classic Shield. O să jucăm cu asta cu Classic pentru că na, cred că e cu mașini clasice, sau? Ah, wait, wait. Aș vrea cu asta. Asta cred că e ideea normală, cum îmi place mie asta de masă, ideea cum îmi place mie. Yep, ideea cum îmi place mie. Wow, ce faină dată. Welcome to Kenya. Oh, Kenya. There's only one way to describe this event. Hot. Temperature's gonna be boiling out there on the plains, and those rough surfaces are gonna give you a tough workout. Wow. Zice că e foarte cald aici. Crezi, ce să zic? Ia uite mă, cu mașini de-alea șmecheroase. Uite, băi, cineva lângă mine ești nebun? Cine e lângă mine, frate? Cineva lângă mine, frate. Mașinile astea sunt mult mai șmechere, man. Vă zic eu că astea sunt mult mai șmechere. Ia să conducem un pic din third person. Nu e chiar așa de șmecher din third person, parcă mai șmecher din first person. Right over.
Bam! Acum cred că luăm în jos, aoleo. Curbă nasoală, curbă nasoală, oh my god! Aoleo, pe aici trebuie să iau? Hai că acum băgăm viteza a patra. Nu o băgăm aici, nebun. Chiar pe a doua o băgăm. O să-mi bag și TDU, Test Drive Unlimited, mi se pare că se numește sau ceva de genul. Pentru că la conduci gen free prin oraș și faci race-uri când vrei tu, știți? Și când o să apară pe calculator, pe PC, adică Forza Horizon, pentru că acum știu că e doar pe Xbox și pe PS4 sau ceva de genul, pe PS3, PS4, abar nu am pe ce. Dar știu că e foarte șmecher, m-am uitat la Max Infinity, știu că el joacă pe PS4, asta e față, dar nu-mi cumpăr acum PS4 pentru 4 luni, că mai trebuie să așteptăm să apară Forza Horizon, știți? Și o să-l filmez pe acela. Hai să vedem. Sper să apăm, ar fi să apară gratis și ăla, bă, pe Bumble sau cum se numea site-ul ăla de care l-am urmărit, s-ar fi foarte șmecher să apară și ăla gratis. Așa. Ba, viteza 3. Hai că e bine, rău. Am câștigat și cursa asta, băieții. Bă, dacă câștig rău, bani, e prea șmecher jocul ăsta. Chiar e foarte șmecher jocul ăsta și doar un forț personal joc, pentru că așa îmi place mie, știți? Gata, l-am luat, easy. Oh, oh. Gata, acum o luăm așa pe la dreapta, un pic. Am vrut să iau la dreapta, dar am zis că poate pierd și nici. Câștigat, yeah! E de altă cursă acum? Nice, mașina asta chiar îmi place, aș vrea, gen, să conduc tot timpul cu ea. Dar, gen, mai multe tipuri de curse. Ia uite, mă! Race, direct! Nu mai stăm la glume. Ia, hai asta stiu. Viteza a doua. E cineva lângă mine tot timpul asta, e enervant, adică... De ce n-ai barsa cineva lângă tine când conduci o mașină? Cred că viteza 4-a o să o țin maxim, pentru că... Na. A, uite băi, au luat-o înaintea mea, o luăm pe rând, bă, ești nebun. Și trebuie să-i ajung, really? Trebuie să-i ajung pe aia? Oh my god, e greu așa, bă. Că au plecat cu mult, uite-l pe ăla, de exemplu, e aproape de linia de finish, mai, n-avem cum. E foarte greu să-i ajungi. Aoleo. N-ai mă, cum să-i ajungi, ești nebun? Cum să-i ajungi pe aia, frate? Aoleo. Se curăță automat, am crezut că și ștergătoarele trebuie să le pornești. N-ai cum, frate, e greu să-i ajungi pe ea. Uite, ăla deja e în ultima fază. Da, n-ai cum, e imposibil. De-abia l-am ajuns pe ăsta, frate. E greu, e greu, n-ai cum. Nu știu dacă e imposibil, dar greu știu că e. Dar e... Și cred că e și imposibil, frate, n-ai cum. Uite-l ăla, deja au ajuns la final, eu am mers, nici m-am bușit de nimic, ca nimic n-am făcut. Uite, acum nu mai merge motorul la mașină. L-au terminat deja. Termin al treilea. Da, da, am terminat al treilea. Ui, m-am băgat în mamă. Ia uite cum am bușit, ești nebun fix la final. A, eu sunt pe primul loc? A, înseamnă că am terminat bine, man. Adică l-am trecut pe ăla, cred că ăla era gen... După, am habar n-am, habar n-am. Ia auzi, ești muzică, chestie. Driver reputation. Oh, oh, aici am câștigat mult, wow. Bam, level up. Bam, level up. Fraților, oricum, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați pe butonul subscribe și ne vedem data viitoare. Bye, bye.